Salut, bine la un nou vlog în care vom da unboxing la Starlink cu adaptor de internet. Așa că hai să vedem despre ce e vorba. Bun, hai să vedem. Se deschide plana, ia uite aici, scrie pe cartonul ăsta Starlink, nebunie. Nu e nimic în el, cred, dar două, nu înțeleg de ce. Plana. Mai luăm de ăsta dacă e. Așa, și aici vine piciorul nebunesc, care vine cu un carton pe el acoperit. Și, na, arată ca o steluță. Ce să zic? Are cauciuc? N-are niciun cauciuc. Sărăcie și cam aia e. S-aude bine, e metal bun. Așa că hai să vedem și satelitul ăla nebun. Și ăsta, bă, nu-i greu, sincer să zic. Nu scrie absolut nimic pe el. Și cam așa arată, cam asta e o palmă pe lângă el. Măricel, dar nu neapărat foarte mare. Niște găurele mici aici. Și ăsta nu cred că poți să-l miști. Tu cred că ăsta se mișcă automat singur când îl pui pe ăla. Aici văd că vine cablu. Stați să vă arăt. Aici intră cablu. Un fel de micro sau Type-B. Dar e proprietary și aici Starlink dish made in USA. Nu știu dacă se vede neapărat. Așa. Și hai să-l punem și pe picior. Să vedem cum vine. Uite așa. Da, se montează ca un Lego și are aici un să vă arăt și ăsta. Are aici un pin. Dă click și nu mai ia, să trebuie să apeși din nou pe ăsta și îl scoți. Și cam așa vine. Și pe aici dai feed la cable. O să băgăm și cablul, să vă arăt. Și o să îi dăm și setup și o să vă arăt și speed test. Și tot, o să fie o nebunie vlogul ăsta. Și acum hai să-l punem jos. Îl punem aici lângă și să vedem și ce e în, ce mai e în cutie. Și cam așa arată nebunia asta când îl pui pe jos. Și da, da, nu e foarte mare. Dar da, își face treaba, presupun. Vedem noi. Aici ce ne arată? Ne arată niște instrucțiuni ca să nu-l pivotăm noi cu mâna, ce am vrut eu să fac mai adineori. Cum să-l conectezi la modem, îl bagi în priză, că na, curențiu, și aici să te conectezi de pe telefon la Wi-Fi-ul lui. Asta ar fi nebunia de modem. O mână și un pic, nu-i foarte mare. Are aici un O, un fel de stelație, un X. Se aude niște muzică superbă pe fundal, așa că nu uitați, lăsați un like și băgăm și noi niște muzică pe fundal, ca să avem de unde. Și dacă rotim puțin, aici avem power-ul, zici că e de PS de ceva. Aici tot același tip de cablu. Și aici la fel, niște inscripțiuni made in USA, deci sunt făcute în indoor use only. Asta nu poți să-l lași decât înăuntru. Ăsta poți să-l lași și afară. Și aici, la fel, cred că zice, nu, ăsta e făcut în Netherlands, sau, nu, ăsta e altă adresă, n-are legătură unde e făcut. Presupun că dacă e făcut satelitul în USA, e făcut și asta tot în Statele Unite ale americanilor. Și aici, ce avem? Aici avem cablu de la modem, care intră direct în modem, și cu un, de ăsta clasic de Europa, cu un pământare. Bun, îl scoatem și hai să vedem și ăsta ar veni în antenă și ăsta vine în router. Bine, nu contează ordinea, că poți să le pui în orice poziție și acum haide să le și montăm, să vedem cum intră în ele. No, bun, și acum hai să băgăm și cablurile și să vedem. Deci, în modem vine cablul ăsta în L, băgat aici ca băieții, face aproape un click și după care power-ul, care e aici, vine tot așa, în steluță nebună, îl băgăm cu cablu spre exterior, gen spre spatele routerului, și văd că vine cu un fel de rubber, dacă se vede, deci e puțin izolat și ăsta, deci probabil că nu plouă neapărat, adică poate să fie un pic de umiditate pe el, nu cred neapărat că să plouă pe el, dar un pic de umiditate nu-l strică. Așa și așa ar arăta cu cablurile pe spate. Deci arată chiar bine, destul de bine, da, bine, e pe alb. Dar e din sticlă făcut, deci calitatea e bună. Ăsta e plastic.
Și pe spate la fel, plastic. Dar măcar e sticlă pe față și probabil că astea sunt LED-uri și o să se aprinde, dar o să băgăm în priză și o să vedem și chestia asta. Și acum, asta lăsăm în cutie. Și acum venim cu cablul ăsta și ăsta are 20 de metri, să mi se șoptească în cască câți metri are. 20 de metri are, mi s-a șoptit în cască și ăsta vine pe aici prin, dar cred că trebuie să scoatem toată antena de pe el sau cred că merge și așa. No, bun, deci trebuie să-l scoatem de pe suport ca să putem să băgăm cablul. Așa că hai să îl scoatem de aici. Bun, scoatem antena GPS, hai că GPS dacă e. Așa, acum că am scos antena, hai să băgăm mai întâi prin ăsta. Stai, să o punem un pic aici. Așa, scoatem cablul prin ăsta, bun. Și acum venim înapoi cu antena și punem aici frumos. Se pun muștele pe mine. Și am băgat-o aici, dacă se vede, a intrat frumos, nu face niciun click sau ceva. Și acum, cum am băgat-o și prima dată, la fel intră, dar nu mai știu exact unde e. A, perfect, aici. Intră înapoi aici. Dacă mai reușesc eu acum. E destul de greuț și face un click și s-a montat. Și acum ceva de genul ăsta arată, cu tot cu cablu pus și cu modemul. Și acum o să le băgăm și în priză și o să-i dăm și un mic setup și o să facem și un speed test și o să vedem cum funcționează și dacă este bun de ceva în România, dacă ai viteză, dacă ai stabilitate și dacă e ce trebuie. Așa că haide să continuăm. Și pe lângă asta, înainte să tai aici, poți să mai cumperi și adaptorul ăsta special în plus, care costă 200 și ceva de lei, dacă nu mă înșel. Și tot ce face este să îți scoată din routerul ăsta un cablu Ethernet, ca să poți să ai, să-l bagi în laptop sau într-un switch. Deci, încă 200 de lei dacă nu vrei să folosești exclusiv Wi-Fi de pe Starlink. Deci, ca să ai internet, încă 200 de lei, Elon Musk face bani și tu ai internet. Deci, da, hai să-l băgăm în priză și să vedem despre ce e vorba. Și acum o să dăm și un test prin care o să vă arătăm practic, adică o să-ți arate aplicația cât, dar asta o să-l punem și pe ecran. Tu miști telefonul pe cer să vezi ce coverage ai și dacă sunt obstructions. Și după chestia asta, tu îți poți orienta unde să spui Starlink-ul, fără să-l testezi direct. Și ai direct așa. Și bine, asta o să-l pun și pe ecran, lângă probabil. Și avem aici coverage aproape perfect. Aici, sau nu știu, aici e probabil cum a fost scanat. Dar în fine. Deci Starlink o să vină de acolo, aici. Și o să avem coverage absolut perfect. Dar hai să mișcăm mai repede că vine ploaie. No, bun, și acum o să filmăm când pornim. Am băgat în priză în casă, routerul și toate alea. No, bun, și acum o să-i facem setup-ul. Și deja s-a mișcat puțin, s-a pus pe plan orizontal. Și aplicația o să vină în dreapta ecranului, o să o pun. Și ideea e că deja e setup și acum el caută. Caută sateliții, probabil aici unda din Star Wars, direct se conectează la stele, coboară nava mamă, pică păsările din cer. Și aici, ce era ăla? Cred că era statisticile. Acum trebuie să se calibreze. Nebunie, nebunie. Se calibrează, dar mă rog, nu se mișcă încă. S-a pus doar orizontal și probabil că o să se miște ea la un moment dat, dar am înțeles că durează destul de mult și o să revenim cu un status update. Momentan zice că e offline, deci din ce în ce mai bine. Așa că revenim cu un update când începe să facă ceva. Și a început deja jucăria să rotească, după cum se vede, ia uite-l, bam! Se rotește nebunia. Și cam așa arată. Da, mi-e drăguț, nu e foarte mare, dar nu aici o să rămână, nu o să rămână fix aici în față, o să fie montat acolo sus pe ștreașină cu un fel de el, un fel de țavă, care mai costă și aia vreo 5 bilioane sau cât naiba vrea Elon Musk, dar e bine, e bine. Și am rotat cablul pe aici și ăsta, bineînțeles, e izolat tot, deci poate să stea și în ploaie și în zăpadă și n-are nicio problemă. Dar o să revenim acum cu aplicația când e conectat tot. No, bun, și acum că s-a stabilizat și antena Starlink, hai să vedem și niște viteze.
Momentan, hai să și filmăm ecranul. No, bun. Și acum că filmăm și ecranul, că probabil că nu se vadă, o să-l pun în dreapta. Hai să vedem. Deci aici avem cum arată uptime-ul și e destul de stabil, după cum se vede aici niște spike-uri. Și aici avem niște detalii mai amănunțite. Latența care este 44 de MS, ceea ce este bine pentru că pe Vodafone, pe cablu, avem undeva tot pe la 40, ceea ce fiind prin cablu coaxial, nu prin fibră optică la Vodafone, cel puțin nu în casă. Acum ei ce promit? Ei probabil că ei promit prin fibră, dar nu prea cred eu chestia asta. Încă este în calibrare, ceea ce o să dureze încă 15 minute ca să avem stabilitatea maximă și viteza maximă, dar este, cum să zic eu, undeva pe la 80% stabil plus viteză din ce o să fie și final. Și ce mai avem noi aici? Avem niște statistici, aici am fost, nu, aici avem uptime-ul și funcționează de 13 minute. Latența, nu, aici am fost. Aici avem network-ul și puteți să vedem ca pe un router normal ce dispozitive sunt conectate. Avem obstrucționări și aici o să durează 6 ore și o să ne spună direct antena de la Starlink dacă sunt obstrucționări și nu poate să urmească clusterul de sateliți cum trebuie. Și bineînțeles trebuie să o oprești, să o muți undeva unde nu interferează cu nimic și o să-ți apară din nou după 6 ore, dar bine, poți să dai un test și cu telefonul și să vezi aici, check for obstructions și să vezi dacă este bine. Ca să nu trebuiască să aștepți 6 ore sau câte ore durează pentru antena să se calibreze, să zică ea. Aici avem un speed test, hai să și dăm un speed test acum, momentul decisiv. Deși nu s-a setat full, dar o să avem probabil o viteză foarte bună. 37 de miez deja, ceea ce este bine, a scăzut deja. Și avem undeva pe la 46 de megabytes download și upload undeva pe la 20-25, ceea ce este bine. Nu este insane, dar poate să crească, fluctuează foarte mult și download-ul și upload-ul în funcție de vreme. Acum plouă afară, deci bineînțeles avem o viteză și o calitate a internetului mai scăzută. Și aici putem să vedem și viteza satelitului direct, iar asta este Wi-Fi-ului care este transmis prin acest router pe care vi l-am arătat. Am conectat și internetul, o să-l băgăm și în laptop, să vedem și acolo prin cablu direct, fără Wi-Fi probleme, viteza. Plus că, să vă arăt, aici putem vedea dacă funcționează sau nu routerul. Am mințit puțin de capping, că are aici luminițe, dar nu are încă. Acum hai să trecem iarăși la viteză. După cum puteți vedea, 176, am mai făcut un test adineori și ajunsese pe la 250. Acum 176 plus 14 upload. Dar am zis, v-am și arătat, nu este încă calibrat corespunzător. Și aici Wi-Fi, dar bineînțeles poți să pui prin acest internet routerul tău și să ai o viteză mult mai bună. Ăsta este doar 5 GHz, nu are nici Wi-Fi 6, nici Wi-Fi 6 cu bandă dedicată de 6 GHz. Deci vitezele, bineînțeles, nu sunt foarte speciale. Dar o să-l băgăm prin cablu în laptop și dăm un speed test la viteza full, pe care poți să o scoți printr-un router extern sau direct în dispozitivele tale. Când o să fie setat full, o să fie băgat direct în conexiunea acasă și o să avem în prize direct LAN conectat direct și asta o să fie practic modem, nu o să mai acționeze ca un Wi-Fi router. Și hai să vedem, deci Wi-Fi, după cum vedem, este foarte slab față de viteza satelitului. Iar acum o să mai dăm un mic speed test și pe laptop și să vedem despre ce este vorba când vine vorba de viteza directă, dacă se apropie de viteza Starlink-ului. Așa că hai să continuăm de acolo. No, bun, și l-am băgat și prin cablu, direct în extensia asta. În laptop vine cu cablu, perfect.
Și am dat deja aici pe fast.com, ăsta de la Netflix, și deja avem 110, ceea ce este mult mai bine față de ce am avut pe Wi-Fi, dacă vă aduceți aminte, mult mai slab. 170, ceea ce este bine. Hai să vedem și băgăm și un upload tot de la ei, după care mai dăm un spite și pe Ocla. 45-50 ms, latență 95, hai că latență dacă e, loaded, în câte milisecunde s-a loadat, 15, deci asta cam atâta este, 15 megabytes upload. Și hai să băgăm și un Ocla, da? Băgăm aici rapid, îi dăm un go, s-a conectat la București, la nav.coms, nici nu contează. Îi dăm aici să nu dăm share la location, că nu-i ce trebuie. 140-150, acum că plouă, după cum am zis, dar dacă nu plouă, probabil 250-300, eu ceva de genul ăsta aș zice. Aici văd că avem un ping mult mai mare de 84 idle latency și latența de download 125, deci mai mare decât ce aveam acolo, dar probabil că este alt server, deci da, în fine. 23 cu 150, eu zic că este bine, având în vedere că suntem conectați la sateliți, pe ploaie, e tot ce-ți dorești, sincer, e ce trebuie. Și o să revenim și când, o să vă mai arăt toată aplicația cum arată full, când nu mai sunt erori și când este conectat, când este conectat la sateliți complet. Așa că vedem. Ok, și acum revenind din viitor, voiam să vă spun că pattern-ul acela de pe routerul de la Starlink, de fapt, nu erau niște luminițe și, de fapt, este elipsa de transfer orbital de la Pământ pe Marte. Și asta a spus Elon Musk pe Twitter în 2021, noiembrie. Și, după cum puteți vedea, aici este Soarele și una dintre acestea este Marte și unul din ele Pământul, presupun că ați văzut Pământul, Marte, Soarele și cam asta ar trebui să fie ruta pe care ajungi pe Marte, pentru că toți cu toți știm pasiunea lui Elon Musk de a ajunge pe Marte. Și acum continuând la finalul videoclipului. Ok, bun, și asta a fost și video și dacă v-a plăcut nu uitați să dați un like, comment și subscribe. Și sper că v-am arătat cam cum funcționează tot. Am setat și antena și Wi-Fi-ul, speed test, cam tot ce vrei, plus accesorii. Și funcționează destul de bine în România, cam asta ar fi concluzia. Nu mă așteptam să fie chiar atât de bine în România, pentru că mă așteptam pe Statele Unite să fie bazat, pentru că, na, Elon Musk, Statele Unite, sateliți, pe Marte poate, puțin semnal pe Marte, înțelegeți voi. Dar hai să nu mai lungim și până pe data viitoare vă lăsați și pa, pa!